Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Într-un atac clasic de tip ransomware și hackerii care au atacat spitalul din Botoșani au pătruns în sistem printr-o conexiune RDP, accesarea unui sistem informatic de la distanță, apoi au lansat executabilul și au criptat toate fișierele găsite. Au lăsat un mesaj care condiționează trimiterea cheii de decriptare de plată a 3 bitcoini, adică aproximativ 50.000 de dolari, informaticieni din structurile DCOT de la nivel central, dar nicio serie de analiști de la Bitdefender nu au reușit să decripteze fișierele. Reprezentanții unității sanitare spun că putea fi și mai rău, pentru că la finalul anului și începutul noului an, activitatea medicală este aproape de zero în spitalul de recuperare. Noi am anunțat deja Direcția Națională de Securitate Cibernetică și DCOT. A fost începută o anchetă și așteptăm să vedem ce se va întâmpla. Mai multe nu pot preciza momentan. Cert este că de luni sperăm să reluăm activitatea medicală la capacitatea normală, a precizat medicul Cătălin Dăscălscu. Managerul Spitalului de Recuperare, pentru sursa citată, mai mult, pentru că au fost criptate bazele de date de pe luna decembrie, unitatea sanitară nu poate raporta serviciile efectuate în ultima lună din 2022, la CNAS și nici nu poate primi banii pe aceste servicii. Reprezentanții CNAS spun însă că încearcă să găsească soluții, pentru ca unitatea sanitară să poată plăti salariile, așteptăm ca cei de la spital să facă un memoriu și să ne solicite ajutorul. Ei ne-au informat chiar în ziua atacului și noi am informat și noi Casa Națională de Sănătate pentru lămuriri. De acum vom face demersuri pentru a-i putea ajuta să facă raportarea pe decembrie și să primească banii aferenți. Vom găsi soluții cu siguranță, pentru a nu fi probleme cu banii. Totuși vorbim despre activitatea unei luni întregi, a precizat juristul Alina Mustiață, reședinte director general al CEASE Botoșani. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.